Circul din capitală și-a deschis astăzi ușile, dar nu pentru spectacole, ci pentru curățenie. Întrucât instituția nu mai activează de ani de zile, în interiorul său erau stocate tone de gunoi și mobilier distrus. În speranța că în decurs de câteva luni circul își va relua activitatea, administrația a făcut un apel către toți cei care doresc să participe la o acțiune de salubrizare. Voluntarii nu s-au lăsat mult rugați. Fără să stea prea mult pe gânduri, zeci de locuitori ai capitalei au dat curs invitației de a face curățenie în circ. Cei care s-au alăturat acțiunii nu au venit cu mâinile goale, ci cu mături, mănuși, saci pentru gunoi și chiar cuie și scânduri pentru a acoperi ferestrele sparte. Majoritatea voluntarilor spun că s-au mobilizat în urma unui anunț făcut pe un site de socializare. Am venit aici, în primul rând, îmi place să fac voluntariat. Într-al doilea rând, din mic copil, îmi plăcea circul. Și apoi când s-a închis, nu mai aveam circ. Și de atunci n-am mai fost niciodată la circ. Am strâns toți voluntarii din școală, am venit cu grupușorul nostru să facem un bine la urma urmei. Eu toată copilăria mea am petrecut-o în culisele circului, pentru că taică-miu meu este artist de circ. Vreau și sper că circul va lucra din nou, că îmi voi putea duce și copiii mei aici, așa cum a făcut-o taică-miu. Circul e o parte foarte importantă a copilăriei mele și eu sper că da, se va reanima, se va readuce la viață și se va restaura. Am venit să dau o mână de ajutor alături de alți oameni care au venit aici. Eu trebuie să activez, dar păi cum? Dar la copii le trebuiește circ. Dar la Moldova trebuiește circ. Parcă ieri am intrat în Europa. Moldova ați intrat în Europa. Și cu așa circ. N-aveți rușine cine a făcut asta, dezastru în circ? Este foarte mult gunoi, foarte mult deșeuri. Deci ea devine foarte atractivă pentru oamenii ai străzii. Sunt pătrunderi directe. Circul cu cei 6-7 angajați nu mai poate face față pătrunderilor și devastărilor care au loc în arena mare și pe holurile circului. Administrația susține că luna viitoare vor începe lucrările de reparație și amenajare a circului, iar la începutul verii, după aproape 10 ani, s-ar putea chiar să vedem și primul spectacol. Avem deja cantitatea necesară de metal pentru confecționarea practicabililor, pentru locurile pentru publicul spectator. Avem înțelegere cu o companie de construcții care ne va face lucrările de reparație și ne va vopsi. Sperăm în această primăvară, cel târziu, către 1 iunie, să venim cu un cadou pentru micuții spectatori din Chișinău și din toată țara, cu spectacol la Arena Mică. În anul 2004, circul din Chișinău a fost închis pentru reparații și de atunci nu s-a mai întreprins nimic. În 2006, o companie din Cipru a primit în folosință edificiul pentru 29 de ani și s-a obligat să-l renoveze, dar agentul economic nu și-a onorat obligațiile. În 2011, contractul care fusese încheiat cu încălcări a fost anulat în instanță, iar circul a revenit în proprietatea statului într-o stare dezastruoasă.